Dar, iubitori de ciocolată, avem? Și dacă avem, dragilor, da, uniți-vă, pentru că Anca Alungulesei, trainer în nutriție, ne arată cum să facem o ciocolată. Da. Fără zahăr. Da, Anca, fără ciocolată. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Bine venit. Ciocolată care nu îngrașă, da? Că dacă ne gândim la zahăr, obligatoriu ne gândim la îngrășare. Deci de există când am auzit așa ceva? De ciocolată, știm de ea că îngrașă. Așa deci e, primul da. Lucru... E un fel de baubau, așa. Exact, primul lucru care ni se spune și când suntem copii, ciocolată, dar nu mânca multă, că da, o să da, te îngrași. Da. O să te îngrași, o să strice dinții, o să exact. Fie... Da, nu exact. E bine, da. Ia uite, eu am adus și fructul de cacao ca să-l vedem cum da. Arată. Deci îl arată așa, aici sunt boabele de cacao, da. De asta l-am și adus. Și vreau să vă arăt astăzi cât de ușor se poate prepara acasă acest tip de ciocolată da. Care este foarte bogată în grăsimi. Așa. Când zice în grăsime, la ce ne gândim? La îngrășat. Îngrășat, nu? Păi nu, ceva rău, da? Uite, multă lume face confuzia asta și chiar am vrut să clarific faptul că una sunt grăsimile aduse din alimentație și altele sunt grăsimile care ne protejează corpul. Așa. Adică stratul acesta de grăsime de care cu toții vrem așa să scăpăm. Dar atunci de unde provine mitul ăsta, să-i spunem, da. Sau adevăr până la urmă, așa. Că ciocolata de fapt îngrașă. Ciocolata? Atunci când mâncăm ciocolată, da. Mai ales dacă mâncăm și multă, da. Clar, da, da, îngrașă, da, da. Da? E vorba, da, și clar și de moderație, de echilibru, dar... De ce îngrașă ciocolata Îngrașă obișnuită? Pentru că conține zahăr. Iar zahărul. Zahărul înseamnă glucoză, glucoză înseamnă creșterea nivelului de insulină și se creează aceste depozite de grăsime care ne înconjură trupușoarele noastre, da, de fapt, zvelte, lucrate de altfel. Exact, exact. Da, lucrate dar la doar sala îmbrăcate de da. În niște strătulețe. Tu ne propui astăzi o variantă. O da. Variantă pe care o putem pregăti extrem de ușor acasă. Da. Cumva când vine vorba de ciocolată, dacă ne gândim, am externalizat ideea de ciocolată la magazin, exact. La supermarket, da. La benzinărie. Adică da. E foarte ușor și accesibil să mergem să cumpărăm. Da? Da. Și atunci, ideea este să învățăm să pregătim acasă acest tip de ciocolată care este bogată în grăsimi, care de fapt ne ajută corpul să și slăbim, pentru că conține ulei de cocos, iar uleiul da. De cocos este campion în a ne slăbi și a ne da energie. Conține unt de cacao, iar untul de cacao, chiar vreau să-l arăt, arată așa. Untul deci de este cacao solid, așa da, da, eu l-am mărunțit cu cuțitul. Exact. Aveam impresia că arată tot așa, culoarea... Exact, maronie, exact, da? Da. El este de culoare albă, este extrem de bogat în grăsimi, dar aceste grăsimi sunt din categoria grăsimilor sănătoase, da? Care ne susțin sănătatea corpului și inclusiv imunitatea și ne dau energie. Perfect. Deci avem nevoie de unt de unt de cacao, cacao, ulei de cocos, cacao pudră, cacao da? Pudră. Și ce mai acolo? Îndulcitor în loc îndulcitor. De zahăr. Okay. Uite, le punem pe toate aici. Da. La da. Bain marin. Ah. Adică facem exact cum pregătim acasă ciocolata, da? Okay. Evident că în momentul în care ne dorim o ciocolată mai sofisticată, trebuie să știm faptul că ea se temperează într-un anumit fel, însă pentru consumul propriu, în 5 minute acest tip de ciocolată este okay. gata și este extrem de ușor de pregătit. Deci untul de cacao se topește. Se topește. Voi aduce și uleiul de cocos. Da. Îl pun aici deasupra. Peste da. Care adăugăm celelalte ingrediente. La fel, uleiul de cocos, dacă îl observăm, este în stare solidă pentru că este nehidrogenat. Uleiul de cocos mai are o proprietate, conține un acid foarte important, lauric se numește, pe care îl regăsim și în laptele matern. Nu știu dacă vă interesează subiectul, dar ajută la imunitate. Ne interesează. Da. Bun, deci așteptăm să se topească, după care vom adăuga pudra de cacao. Este important în momentul în care alegem pudra de cacao să fie cât mai crudă, deci neprocesată. Așa. Ca să aducem aport de nutrienți, conține foarte multe minerale. Tu acolo cam câtă cantitate ai pus, ca să știm și cât sigur. Ciocolată va reieși? 50 de grame, am pus 50 de grame de unt de cacao, da? 150 de grame de ulei de cocos, voi mai adăuga 50 de grame de cacao, pudră, și îndulcitorul, cam 50-70 de grame. Acum, rețeta este estimativă, da. Nu rămânem blocați în ea, fiecare își o face după corect. Propriul gust. Dacă corect. Ne dorim mai amăruie, adăugăm mai multă cacao no, și mai no. puțin îndulcitor. Nu. Da. Okay. Când n-ai vorbim de o astfel de ciocolată care nu îngrașă, așa. Cam cât
putem consuma, mânca, hai să zicem, mai direct așa, pe zi. Pe zi, am înțeles. Uite, o să-ți dau exemplu concret cum procedez eu cu cei cu care lucrez așa. În programele mele de slăbit, de psihodietă. Recomandarea este următoarea. Dacă renunță la o porție de fructe, pentru că iau și două porții de fructe pe lângă mesele principale, pot consuma în loc de o porție de fructe 20-25 de grame de ciocolată de acest tip. Eu zic că e rezonabil. 25 de grame? Da, toată lumea e mulțumită, primesc energie și plus că avem recompensa. Păi tu ai vrea să mănânci o ciocolată întreagă? Da, să mănânc tot bunul ăla, fie o treabă dacă tot lucrurile așa. Înțeles, eventual cu fructe așa, când înțeleg, e cald de ciocolată. Să știi că tendința asta poate apărea doar la început, pentru că este entuziasmul acela de început. După aia te temperești și te liniștești, îți dai seama că de fapt ești în siguranță, că nu te privează nimeni de un desert extrem de sănătos. Ciocolata mai are darul de a ne da starea aceea de bine, de aceea ne declanșează și oarecare dependență. De ce? Pentru că conține foarte mult triptofan și ajută la secreția hormonilor fericirii, serotonina și dopamina, care ne dau liniște și relaxare. De aia este atât de iubită ciocolata. Corect. Și copiii, cum facem cu copiii? Sigur că pot consuma și copiii. Acum la copii e o discuție mai amplă, pentru că eu, având copii acasă, îi văd exact cum reacționează. Trebuie să le placă și gustul. Corect. Pentru că în momentul în care mâncăm această ciocolată, așteptarea trebuie să fie realistă. Toată lumea care își dorește să slăbească sau să înlocuiască anumite alimente care nu neapărat ne fac bine, da? Și să aducă alt tip de alimente în dieta zilnică, pleacă de la o așteptare greșită, adică se așteaptă ca gustul să fie identic. Exact. Însă nu despre asta este vorba, este vorba despre niște beneficii pe care le aducem în corp și atunci trebuie să ne adaptăm așteptările. Scorțișoara, apropo, ajută la slăbit și și o putem pune și în cafea, pentru că ne dă senzația aceea de dulce. Deci dacă, cum ar fi ideal să bem cafeaua amară, neîndulcită, putem adăuga scorțișoară. Scorțișoară. Nu știu asta. Uite câte lucruri aflăm. Câte lucruri vă spun, da. Deci, cu alte cuvinte, tu ne spui că putem mânca ciocolată, da? În cantitatea aceea de 20-25 de grame, în fiecare zi. În fiecare zi, fără să ne îngrășăm, ba chiar dacă suntem într-o dietă, putem chiar slăbi. Exact. Despre asta este vorba. Da, pentru că conține aceste grăsimi sănătoase de care corpul are nevoie, dar atenție, nu numai corpul are nevoie, creierul nostru are nevoie de grăsime, pentru că 70-80% din masa creierului este grăsime și se hrănește cu grăsime, în special cu omega-3. Da, într-adevăr, creierul are nevoie și de zahăr, de dulce, dar doar anumite părți din creier. Deci nu picați în capcana ideii că avem nevoie de zahăr ca să ne hrănim creierul, că nu este adevărat. Deci arată cam așa, este ca o zeamă. Ca o zeamă, da. Așa, după ce învârtim aici în oală mult și bine. Da, adică mă interesa consistența, că e destul de lichidă. Da, destul de lichidă. Ca să o formăm, adică să aibă forma pe care noi o cunoaștem, eu am adus... Gata făcută, dar am uitat să vă zic de la început. Păi nu că am vrut să vă mențin atenția trează aici. Păi da, de exemplu, dacă eu vreau să mănânc toată tava aia într-o zi și nu mai mănânc celelalte zile ale săptămânii ciocolată, se poate și așa? Draga mea, e vorba strict de alegerea ta. Îți asumi. Dar nu știu dacă o să poți, pentru că este extrem de sățioasă. Știi ce te-aș întreba, ca să avem o dimensiune mai clară asupra ceea ce înseamnă cele 25 de grame. Așa. Cât ar însemna? Două cubulețe de astea? Cam trei cubulețe. Trei cubulețe. Da. Depinde și de mărime. Vrei să guști? Da. Mulțumesc. Abia aștept să gust. Dar nu acum. Pentru că voi zâmbi ciudat. Stai că mi-a lunec. Eu continui aici. Ok, bine. Anca, mulțumim foarte mult, Anca. Te mai așteptăm pe la noi cu deserturi de astea care nu îngrașă.